Ar trebui să fie o planetă între Marte și Jupiter, dar unde se ascunde? Undeva departe între aceste două planete plutește un număr mare de roci de toate dimensiunile într-un loc unde ar putea fi o planetă de dimensiunea Pământului, dar nu este. Aceste fragmente de roci mari și mici sugerează că în acel loc, în antichitatea cosmosului, în centura de asteroizi dintre cele două planete, a existat cândva o planetă misterioasă despre care noi nu știm nimic? Dacă răspunsul este da, atunci cum arăta? Ei bine, despre asta o să vorbim în videoclipul de astăzi. Istoria planetei misterioase începe în secolul XVIII, atunci când faimosul astronom al acelor timpuri, Johann Titius, a observat că planetele din sistemul solar nu sunt localizate aleatoriu, ci conform unei reguli destul de simple. Fiecare planetă se află la aproximativ de 2 ori depărtare de Soare față de planeta precedentă. În urma observărilor sale, astronomul german a permis descoperirea mai multor planete în secolul XVIII, cum ar fi Uranus, Pluto, chiar și descoperirea planetei pitici Eris. Totuși, teoria lui Johann avea câteva excepții, de aceea oamenii de știință cred că Neptun nu există ca planetă a sistemului nostru solar, pentru că orbita sa nu este în conformitate cu teoria astronomului. Adițional, dacă ar fi să judecăm după teoria lui Johann, între Marte și Jupiter ar fi trebuit să existe o altă planetă în locul centurii de asteroizi din prezent. Dar la 100 de ani de la descoperirea sa, ceilalți astronomi ai acelor veacuri au descoperit o planetă foarte mică rătăcind în mijlocul centurii de roci pe care au numit-o Ceres. Însă dimensiunile acestei planete sunt atât de mici încât cu greu poate fi catalogată drept o planetă despre care Johann Titius era convins că există în realitate. În prezent, planeta Ceres a fost reclasificată drept un asteroid vechi de peste 150 de ani. Așadar, unde se află această planetă mai exact? Ei bine, în anul 1802, un alt astronom german, Heinrich Olbers, a sugerat că nu vom putea descoperi niciodată planeta misterioasă pentru că a explodat și a lăsat în urmă o centură de asteroizi. Dar acum vine întrebarea logică. Cum poate exploda o planetă de la sine? Și ce s-ar întâmpla dacă Pământul ar avea aceeași soartă? O planetă ipotetică pe nume Phaeton, despre care se crede că ar fi existat între orbitele planetelor Marte și Jupiter, ar fi putut fi distrusă datorită forțelor gravitaționale la care a fost expusă. Suntem foarte norocoși că Pământul nu se află între doi vecini morocănoși, dar dacă pe planeta Phaeton a existat viață? Ei bine, dacă a existat vreodată viața acolo, atunci nu putem decât să compătimim locuitorii săi. Poate că prezența viețuitoarelor pe planeta Phaeton explică prezența gheții pe asteroizii uriași Vesta și Paia, care se găsesc în centura de asteroizi dintre planetele Marte și Jupiter. Potrivit ultimelor date, sub învelișul asteroidului Ceres, există oceane lichide de apă, la fel ca pe planeta noastră. Din punct de vedere științific, planeta Phaeton era localizată la granița zonei locuibile circumstelară. Asta înseamnă că viața pe o asemenea planetă trebuia să fie adaptată la condițiile climatice extreme care se regăseau acolo. Unii cercetători cred că planeta misterioasă a fost distrusă datorită unui război nuclear. Conform acestei teorii originale, civilizația de pe planeta Phaeton era în război cu civilizația planetei Marte. În urma războiului interplanetar crud, Phaeton a fost distrusă în întregime, iar Marte nu a mai putut susține viața. Această teorie poate părea de necrezut, însă nu cu mult timp în urmă, mai mulți cercetători din SUA au stabilit că Marte a fost distrusă de exploziile nucleare provenite din spațiu cu milioane de ani în urmă. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!